Oh no 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 no. Oh, oh God. Salutare, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la un nou episod din Angry Shark Evolution. Ce asta? Climb of gold, a chain of gold, 3 days left. Avem un event nou, Angry Shark Evolution, collect coins during the event to win big prize. Asta e foarte ușor, colectăm coins și câștigăm premii, mișto. Ok, o să mă bag și eu, aveți timp să vă băgați și voi, fiindcă mai sunt 3 zile la dispoziție. Ok, oameni buni, și data trecută ne-am jucat cu Hammerhead Shark și am completat niște eventuri, parcă era un event, nu mai mi-am aminte dacă am câștigat sau nu, știu că am ieșit pe locul, habar n-am care. În fine, nu contează. Ideea este că astăzi vom trece la un nou rechin, dar uitați-vă prima dată și prima dată la chestia asta. Am completat fiecare misiune la fiecare rechin, fiindcă o să avem nevoie pe viitor. Pentru că va trebui să ne luăm un jetpack, un jetpack zburător, ca să putem să zburăm în spațiu și asta foarte mișto. Și putem să-l câștigăm gratis dacă completăm circa 80 sau 90 de misiuni, nu mai mi-aduc aminte exact câte. Dar știu că trebuie să completăm misiunile de la Megalodon ca să putem să deblocăm acel jetpack gratuit. Astăzi, oameni buni, trece la următorul rechin și anume Tiger Shark, unul dintre preferații mei. Yeah! Confirm și iată-l, Tiger Shark Unlocked. Urmează după aia Great White și în cele de urmă Megalodon. După care, stai, merge, nu mai merge mai înainte, trebuie să deblochez, știu ușor, cred că trebuie să deblochez Great White ca să-mi apară și, și Megalodonul și Mosasaur și Dankalastius. Ok, dar în fine, noi o să ne jucăm astăzi cu frumosul ăsta de Tiger Shark, ia să-mi puteți să echipăm ceva pe el. Aș vrea totuși să echipez cu ceva. Oh, cât costă puiul, cât costă, oh, 50 gems costă puiul, fier ar să fie. Și eu totuși, eu încă nu reușesc să mă conectez cu contul de Facebook pe Angry Shark Evolution, habar n-am de ce, frate. Nu mai merge sau habar n-am, e un bug ceva. Aș fi primit diamante în fiecare zi, frate, că primeam câte 100 în fiecare zi. Ar fi fost foarte tare. Bun, ia să am ceva să echipez pe rechinul ăsta totuși. Nu. Uite, ar putea să iau căciulița asta de Moș Crăciun, dar au trecut sărbătorile de iarnă. Deși iarnă încă mai e. Urec de iepure, aș vrea să-i cumpăr ceva totuși. Ia să rem. Ce aș putea să-i cumpăr rechinului meu să arate mai bine? Era un petic pe aici. Uite asta. Oh, dar costă 2000, frate. Ah. Hai mai bine să păstrăm banii, fiindcă avem nevoie de bani pentru fiecare rechin. După ce obținem toți rechinii și toți monștrii marini, atunci o să le cumpărăm accesorii și chestii foarte faine și o să-i decorăm. Deocamdată, acum e decât așa un gameplay ca să parcurgem, să ajungem să deblocăm toți rechinii. Țestoasă. Niami. Ia să vedem unde naiba m-a poziționat ăștia pe hartă. Deci să merg în partea stângă ca să ajung la portal și la Daily Reward. Ok, deci o luăm în direcția asta. Pe acolo. O să fie un drum lung. Peștișori, yummy. Veniți aici. Iuhu! Zboară peștii. Aha, te-am prins. Frate, cea mai nenorocită misiune din jocul ăsta e să mănânci pelican zburător. Când îți dă misiunea să mănânci pelican care zboară. Frate, deci am avut-o pe aia la, la Mako Shark. Bă, deci a fost atât de enervantă chestia că am stat vreo jumătate de oră să prim brechin zburător, doamne, pelicania în timp ce zboară. O, misiune. Am găsit o cochilie. Next. Unde naiba am ajuns? Băi, unde sunt? Păi, habar n-am unde naiba sunt. Văd că sunt un fel de insulistă sau ceva, cu 3-4 piscuri. Deci trebuie să o luăm pe dedesubt. Mă întrebare, poți... Oh, curenți acvatici! Iui, mâncare multă! Uite câte chestii aici, frate. Poți să te împotriva curentului, ia să vedem. Haide! Aparent Tiger Shark poate să te împotriva curentului, băi, ești nebun? Uite aici, e mai puternic curentul. În fine, nu vreau să iau în direcția aia, am vrut să văd dacă pot să bat curentul. Aparent Tiger Shark poate. Rechinul tigru, oameni buni, e foarte puternic, e foarte frumos și foarte agresiv. E unul dintre cei mai agresivi rechini. Nu știu câți metri are, cred că are vreo 4-5 metri. Tuna! Yummy! Hai să mergem sus, fiindcă aici trebuie să fie niște scafandri sau ceva. Sper că s-au spawnat. Acum naiba poate să mă rănească un... Oh my god, ce aici? Mi-aș fi dorit să am puiul ăla cu mine, i-ar fi mâncat pe fraiere și într-o ghițitură. Uite, scafandri! Vino cu acea fraiere.
Oh, nu s-a spawnat barca de pescuit, încă aici trebuia să fie o barcă de aia de pescari. Bine, pelican, 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 pelican. Ah, i-au scăpat fraierii. Tudum. Am făcut level 2. Yay! Veniți încoace, fraierilor. Opa, ce aici am? Uite cât pes sunt spawnați aici, frate, băi, ești nebun. Uite un obiect. Așa, veniți încoace, fraierilor. Ok, o să încerc să sar pe insulița, o să iau pe ăștia pe suprire și BOOM! Gorash! Și m-a prins fosca Gorash-ul. Oh, individul ăsta întinde, n-are treaba. Oh, vine un rechin pe fioros spre mine. Ce o să-mi fac? O să mă mănânce doar. Nu e o chestie gravă, nu e ca și cum nu m-aș respawna. Veniți aici! Niam! Uite-o pe ăla cu noapte, uite-o pe ăla cum fuge, frate! Haha! Nu prea rapid pentru Tiger Shark! Mă întrebare, pot să spar cu ușca asta? Cred că pot să o spar, puteam să o spar cu Mako Shark, cred că pot să o spar cu Tiger Shark și mă ușor. Haide! Nu-ți face, dude! Nu-ți face grijă, dude! O să te scoate de acolo! Haide! O să mă moare meduzele alea! Nu! Unde crezi tu că te duci? Unde crezi tu că te duci? Unde crezi tu că te duci? În fălcile mele! Acolo te duci! Uite câți pești sunt aici! Niam niam! Ok, asta e vreo cutiuță cu golp aici. Frate, vrechine și sunt o durere. Nesuferiți ăștia. Ok, trebuie să mai fie pe aici o cochile sau ceva. Ușor, ușor. Să nu dăm în bombe, au. Sunt prost, dau în bombe. Oh, piscă de mare. Sau cred că piscă de mare sau diavol de mare ăla, nu-mi dau seama. Oh, nu vreau sticluța aia, vreau sticluța. Înapoi. Holy shit, ce-mi place cum plângeți, frate. Nu, nu pot să iau pe grasul ăla. Pup, ce naiba, am mâncat un balon de la aftiera, nu pot să mănânc pe tipul ăla acolo. Ah, avion! Ok, nu vreau să mă pun cu avion, dacă întrage la un glonț mă aranjează pe viață. Uci aia deasupra. Bună! Nu pot să văd bine de zoom-ul ăsta, e prea mare zoom ajutor. Te-am prins. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria de Hungry Shark Evolution și vreți să continuăm până la ultimul rechin, până la Moby Dick, oameni buni, vreau să ajung la Moby Dick, fiindcă n-am avut încă ocazia să experimentez gameplay-ul cu balena aia. Cea mai mare balenă din istorie, cea mai feroce balenă. Ce? Nu merge de Liriordul? De ce? Oh, hai cu Gorash-ul în Antarctica. Haide. Să duce timpul. Niam. Oh, level up. Pinguin. Fierar. Am stat, m-am moșgâin prea mult. Oh, eschimoș. Ia vezi, mă, boico. Niam. Nu vreau că dau cu sulițe mine, frate. Foarte nervanți. Mă întreboare. Niam. Mă întreboare, mai e omul ăla de zăpadă pe aici? Frosty the Snowman? Ok, o să pot să sar acolo. Fac pare că pot să sar acolo. Fiți atenți. Alai, mă. Vină cu acea dude. Bănuți. Fierați voi să fiți de pelicani. N-am fost ala înghețată aia. Ba da, pot. Știu că pot. T-Rex nu renunță. Aha. Opa, uite ce ești, frate. Bufet. Haide. Tipul ăla ne cau încet spre gura mea, frate. Lasă și voi. Și nu făceam pur și simplu, stăteam mișcat. Nu. Serios? Bă, ești nebun. Azazul nu vrea să o mănânce. Probabil îl doare dinții, săracul. Nu. Fierar. Bine, că bomba asta nu dă mult damage, te îngheață doar, da? Oh, uite-l pe Frosty the Snowman! Nu știu dacă chiar e Frosty the Snowman, dar eu așa-i zic. Haide. Ce-asta, pasăre sau pinguin? Eu un pelican, dar nenorocit. Plouă cu pelicani. Și, boom! Am venit de nicăieri, fraierilor! Ok, să duce timpul de să mai mănânc. Oh, Frosty! Dă cu bulgării mine. Opa, l-am luat. Haide. No, s-a dus timpul, fierar. De ce sunt înghețat? De ce, dude? De ce sunt înghețat? Poata, a rămas înghețat, frate. De ce, efectiv, cât a durat Gorash-ul, a rămas înghețat și n-am putut să mă mișc? Nu e frumos. Jocul a completat împotriva mea. E vina lui Frosty. Numai Frosty e de vină pentru chestia asta. Ok, individul cu rechinul ăla mare pe aici. Cu Great White-ul ăla pe aici. Unde n-ai bai? Vreau să mă bat cu el. God damn it. A explodat bomba, explozia m-a împins fix în fălci, Great White, ce m-a omorât. Ia să vedem chestia asta. Ce naiba asta? Nu sunt interesat. Nu, mersi. Uite unde sunt eu. Sunt pe top 1000 sau unde naiba sunt?
Frate, cum funcționează topurile astea? Că nu înțeleg. Nu-ți arată și poziția 1, poziția 2 aici. Trebuia să-i numeroteze frumos. În fine. Acum Tiger Shark e de nivel... aproape 4. Ok, hai să continuăm. N-am găsit misiuni. Nu găsesc misiuni. Unde sunt misiunile? Trebuie să fac rost de niște gems ca să pot să iau radarul pentru misiuni. Fiindcă o să avem nevoie de misiuni dacă vrem jetpack-ul ăla mișto. Deci dacă aici mă, cum să zic eu, mă spawnează gen, ar trebui să fie pe undeva jos misiunile, hai să vedem. O, dar știu că e adânca apa asta. M-a spawnat în cea mai adâncă apă. Papa, am crescut. Cu nivelul urechinul ăsta schimbă și dimensiunea, adică crește, pur și simplu el crește, odată ce face nivel se face mai mare. Asta e destul de mișto, nu se face așa de vizibil. Destul de vizibil cu vederea, să vezi cum crește, dar totuși crește, devine mai mare decât... decât normalul cât el. Nu știu dacă asta a sunat bine, dar în fine. Misiuni, pe aici trebuie să fie misiunea să vedem. Misiuni. Apare nicio cochilie aici, dude. Unde sunt cochilile? Abam. Ce asta? Underwater current. Ok, aici e un curent subacvatic. Aici nu e nicio misiune, ce naiba. Ce asta? Bă, voi vedeți asta, sunteți nebuni? Asta e o... ce asta, frate? Wow! E o rachetă, ești nebun! E o rachetă de aia ca la NASA! Wow, cât de tare, scufundată pe fundul oceanului! Mă, cât de șmecherea să poți să intri în ea să prinzi pești! Cum e în Hungry Shark World! Oh, cât de șmecher ar fi fost! Doar că acolo e o corabie scufundată, aici e o rachetă scufundată, dude! Sincer, prefer Hungry Shark Evolution mult mai mult decât Hungry Shark World. Îmi place mai mult asta. Le-am jucat pe amândouă, încă mai joc și Hungry Shark World, așa că n-am ce face. Dar sincer, îmi place mai mult. Nu! Oh, God! 4 sau 5 bombe a jucat ping-pong cu mine. God damn it! Da, cum am zis... cum spuneam înainte să mă întrerup în reclama aia nenorocită, prefer mai mult Hungry Shark World Evolution decât Hungry Shark World. E mult mai șmecher, frate. Bun, și hai să trecem din nou la fapte. Aparent mă omoară, toate alea mă omoară, frate. Îmi place Tiger Shark, e unul pe frații mei, dar văd că nu mă lasă soarta să pot să mă bucur de el. Bun, de data asta mă pun pe treabă ca lumea. O să facem nivel 10 chiar în acest episod. N-avem cum să facem nivel 10 în acest episod. N-avem cum, e prea imposibil. Acum joc eu, e imposibil. Pe zburători. Oh, crab, veniți încoace. Haide, așa, hai și tu. Uite pe individul acela, nu vreau să mă duc. Na, te rog, nu. Uite o cochilie. Crabul ăla mi-a arătat o cochilie. Dacă aș putea să mă urc acolo. Ok, mă renunțăm. Ba nu renunțăm. Haide. Am reușit. Mulțumesc, domnule crab. Ok, să avem și la minele astea, fiindcă nu mai vreau să dau nas în nas cu ele. Nu. Crab. Tu unde crezi că te duci în stânca aia? Vino încoace. Băi, ești nebun cum scăpa de mine. Era să mă duc fix în bombele alea. Dacă mă intram și în alea, eram mort iarăși. Peștișor. Vreau să văd dacă mai sunt pe aici misiuni ceva. Ce-mi plac sardinele astea. Nu. Nu vreau să mă duc încolo. Poate sunt misiuni aici. Ok, chimicale, chestii toxice. Uitați-vă și voi ce aruncă lumea în oceane, vă vine să credeți. Ei bine, da, apare lumea aruncă tot fel de chestii în oceane. Și omoară tot fel de viețuitoare. Nu știu câte testoase moară anual din cauza că mănâncă pujă plastic. Pentru că le confundă cu meduzele. Ia să vedem, hai să o luăm totuși în direcția, poate găsim misiuni și pe acolo. Uite câți pesi sunt aici, dude! Haide, veniți toți la mine aici. Hello! Am mâncat un banc întreg de pești. Frate, mă întreb oare... gemfish! Ăla e! Mă întreb oare cât de mare are rechinul ăsta stomacul? Cât poate să mănânce? Uite, mănâncă pești mai mari decât el, frate. Mănâncă azi rechin. Cât n-aibă mai poate să înghită? Mă, mi-ar plăcea să am stomacul individului ăsta. Să mănânc în continuu și fără să mă îngraș. Nu că n-aș face asta și în zile, da, și în viața reală. Mănânc întotdeauna, dar nu mă îngraș deloc. Tot vreo 45 de kg, 50 de kg am. Aoleo, nu. Pot să sparg asta, știu că pot. Eu sunt Tiger Shark. Fraierilor, veniți încoace. Ați văzut scufundări cu rechinii, experimentați totul la maxim. Frate, unde e barca de pescuit?
Aici să spawna mereu o barcă de pescuit, dar văd că nu mai e. Ok. Mă întrebare poți să iau pe tipul ăla din parașută, ia vină-mă tu încoa. Arată-i încoa, dude. Mă întrebare poți să iau pe tipul ăla din parașută. Oh, am făcut o misiune aparent. Ah, haide, ăla e boss. Ăla e double slow motion effect. Ah, Tiger Shark and Rampage astăzi. Niam. Vedeți aici, fraierilor? Ăla era Electro Shark. Uhu, haide. Niam, 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 niam. Sparge-o, sparge-o, haide, sparge-o dată. Sparge-o, ăla e. Niami. Am văzut că dacă te joci cu mingiuța asta primești chestii, frate, un bonus sau ceva, habar n-am, cred că te s-o împingi la înălțime sau ceva. A, nu se întâmplă nimic, aparent. E, în fine, ne-am jucat și cu mingiuța, am luat și o pauză, acum ne întoarce la mâncat. Devorat! Niam niams! A, ia vină mă tu cu-a. Fiți arsulițe aia să-ți fie, fiți arharponul aia să-ți fie de râs. Haide! Ah! Frate, cum pot un rechin atât de mic și de firav să... Fac atâta rău unui rechin mare ca mine, un Tiger Shark ca mine. Se numește Tiger Shark, probabil că v-ați dat și voi seama. Fiecare dungile, auci. Am făcut contact cu avionul. Fiecare dungi pe corp ca un tigru, de are un model de tigru pe corp. Și sunt foarte agresivi. Cred că v-ați dat și voi seama de chestia asta, după modelul de dungi pe corp. Vreau să mă duc să doboare avionul. Tiger Shark poate să doboare aproape orice. Vreau să văd dacă poți doboare avionul ăla nenorocit. Vino încoace, dude. Vino încoace, hai să ne batem. Tiger Shark vs. avion. Cine o să câștige oare? Unde e? Unde e? Unde e? A, fiera! Mi se pare că Great White poate să doboare avionul de vreo două lovituri gen. O, l-am prins pe fraierul ăla. E culmea acum că avionul ăla vine și sub apă după mine. Haide! Ah! Haide, e șansa mea! Go Rush! Haide! Ăla e! Cred că mai trebuie să-i mai dau o loftură și e mort. E un pilot acolo pe care trebuie să-l agăți, dacă nu știi. Trebuie să-l prinzi în dinți. Ideea e că... Ăla-i! Nu! Ok, mai trebuie să mai mănânc ceva, trebuie să mai mănânc ceva repede. Și după aia mă întorc să dobor elicopterul, ăsta, avionul. Ăla-i aeroplan sau ce naiba avion e ăla? Știu că e un model vechi de avion care îmi place mie foarte mult, cu un model dublu de aripi. Ok, să mă feră de meduzele alea prăjitoare. Oh, nivel 5 aparent. Frate, faci foarte ușor nivel cu Tiger Shark, fiindcă poți să mănânci aproape orice, poți să distrugi orice. Hai după rechinul ăla. Haide, după rechi, după avion, doamne. Unde e naiba? Unde a dispărut? Uite-l! Haide, vine aici. Ăla e. Sunt mort, am ajuns pe plajă, m-ar... Ok, nu e bună, uite, vedeți? Vedeți, vine după mine, nenorocit, și eu nu pot să mă târăsc. Nu, vine aici, te rog. Haide. Nu. Mănâncă ceva, mănâncă repede. Acte, să mănânc ceva rapid. Oh, m-a scăpat scafandul, dar nu vine să cred. Ok, avionul așa o caută culmânarea, frate. Șoc. Cum ne-a tras în stânca aia după mine? Cum trage în stânca după mine? Ok, m-am făcut cu dușman pe viață. Acest Tiger Shark l-a făcut cu dușman pe viață. Hai, vin aici, fraier, să ne batem. Uite, scoate fum, deci e... fierai tu să fii de avion. Am nevoie de ceva de mâncare rapid. Dacă nu dobore avionul ăla, nu mai scap de el. Aia e problema, niciodată nu o să scap de el. Fiindcă, na, spune target pe tine. Haide, veniți încoace, oamenilor. Am nevoie de heal ca să pot să-l dobor. Un Gorash mi-ar fi util acum. Ah, nu meduze, Gorash am zis. Ok, e momentul să atacăm. Iam! Ah, fierar. Haide. Unde ești, ticălosule? Uite-l! Nu pot să agăs pilotul ăla, frate, să intru în cabina lui acolo să-l mănânc. Nu, cred că m-am dus. Cred că mă omoară. Hai tot să mai încercăm o dată, YOLO. Poate am noroc și-l prind acum. Ce am dat-o, frate. Ok, vină cu acem. Hai să încercați să ne târâm cât de repede posibil pe uscat. Pe apă, doamne. Na, sunt mort. Nu. God damn it. M-a prins fraierul. Ia să vedem unde am ajuns în top. Eu 2270, trebuie să strâng cât mai mult coins. Cred că sunt pe locul 70 sau... Oh, sunt în top 36%, ok, m-am prins. Wow, sunt de fapt foarte sus, frate. Sunt în top 36%, aș putea să ajung în top 1%. Băi, ești nebun?
Ok, o să mă joc eu of camera în astea 3 zile și o să ajung sigur top 1%. Eventul s-a lansat recent, deci aveți timp să jucați și voi și să ajungeți în top 1%. Până atunci, oameni buni, eu o să închei acest episod aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare cu Narekin. Pa, pa!